34 de magazine din municipiul Giurgiu au fost controlate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie. În jumătate dintre magazinele controlate, comisarii au descoperit produse improprii și nesigure pentru consum. Au fost constatate comercializarea preparatelor din carne cu data durabilităților minimale depășite, printre care pot să enumăr parizer expirat de 33 de zile, cârnați pentru grătar expirați de 10 zile. De asemenea, comercializarea preparatelor din carne fără etichete care să ateste faptul că produsul este sigur și să informeze complet consumatorul privind ingredientele și condițiile de depozitare a produselor și neafișarea prețurilor de vânzare sau prețuri de vânzare afișate ilizibil pentru consumator. Produsele cu probleme au fost retrase de la comercializare, iar unitățile comerciale în cauză au fost amendate. Per total au fost aplicate 14 amenzi în valoare de 36.500 de lei și 3 avertismente. Totodată, comisarii de la Protecția Consumatorilor au oprit temporar de la comercializare 10 kg de carne și au mai dispus 5 măsuri de oprire definitivă a comercializării pentru 16 kg de preparate din carne.